Înseamnă mișcare. Ziua internațională a dansului a fost marcată ieri la Chișinău de sute de dansatori care, preț de câteva minute, au dansat împreună. Tinerii s-au antrenat o săptămână întreagă pentru flash mob, iar prestația lor a fost una spectaculoasă. Peste 300 de copii de la Centrul Republican Artico au dansat aceeași melodie, sincronizându-se perfect de Ziua Mondială a Dansului. Dansatorii de diferite vârste au ținut ritmul piesei, oferind celor prezenți un adevărat spectacol. Se simte o legătură unită între toți copiii. Nu s-a simțit că copiii sunt mici, sunt mari. Au fost toți un val mare. O adrenalină și niște bucurii, fericiri, care pentru dinși numai energie cel mai bucuroasă și... Chiar și părinții chiar au fost cu adrenalină. Pentru prezentarea în aer liber, copiii au avut doar 3 repetiții în decurs de o săptămână. Unii sunt foarte mulțumiți de prestația lor, alții sunt mai critici. Am dansat azi împreună fiindcă este ziua dansului. S-a organizat acest concert pentru această sărbătoare. Nu a fost dificil, pentru că am repetat mult și ne-am deprins. Cam greu să ții liniile, să te uiți cum să fie tot drept, ca să nu se încurci cineva, să fie ca când te uiți la această, de exemplu, video, să fie fascinant. Ne izbeam și ne încurcam unii pe alții, noi cam erau linii drepte, dar totuși până la urmă am scos-o în capăt. Așa v-ați gândit, fiindcă n-a fost un flash mob cum, ca toate, a fost unul deosebit. Fiindcă a fost diferite așezări, diferite stiluri. Este prima strângere a noastră când suntem într-atât de mult și din Artico. Am fost toate colectivele aproximativ și a fost foarte interesant și fain. Наверное, человек 300 было. Может быть, больше. Не могу точно сказать. Всемирный день танца, и как-то вот хотелось как-то чем-то вот взорвать просто. И думаю, что у нас это получилось. De asemenea, prin intermediul dansului prezentat, organizatorii au dat startul preselecției pentru un concurs care se va desfășura odată la 2 ani. Festivalul Republican de Street Dance și Grafite este organizat în premieră anul acesta, iar vârsta limită a participanților este de 32 de ani. Doritorii de a se înscrie în cursa pentru premiile oferite pot afla mai multe detalii de pe site-ul Centrului Artico. Acest festival se va desfășura în 3 zone după câteva categorii. Break dance, top dance, graffiti, rap dance și beatbox. Pentru prima ediție a festivalului, preselecția va dura până la 31 iulie, iar juriul va premia câștigătorii la 31 august 2013.